Bună, dragii mei! Mă numesc Rodica Munteanu și vreau să vă invit în cea de-a 19-a ediție Brilliant World Cup Tokyo. Cea de-a 19-a ediție se împarte în două campionate. Primul campionat este campionatul online, campionat pe 5 secțiuni, pe data de 14 august se închid înscrierile. Cei ce doresc să se înregistreze, acum este momentul să o facă, pentru că înscrierile sunt deschise. Cea de-a doua parte este campionatul în arenă. Campionatul în arenă, de data aceasta, va fi în Tokyo, iar noi plecăm în Tokyo săptămâna viitoare și vom fi acolo pentru a ține acest campionat în arenă. Cei care doresc să se înregistreze cu lucrări în arenă o pot face, pentru că avem atât nominații în arenă, cât și nominații kickbox și nominații poste. Mai multe detalii puteți să vedeți la noi pe site pe www.briancap.com. Acolo vedeți și ce nominații sunt și cum vă puteți înregistra, iar dacă întâmpinați greutăți, puteți să înscrieți și noi vă vom ajuta. Cei ce sunt pentru online, în secțiunile Nail, Hair, Lashes, Makeup și PMU, avem nominații noi. Pe data aceasta am adăugat foarte multe nominații, atât cât să poată să se înregistreze cât mai multe fete și să poată să participe cu diverse lucrări, atât din alte campionate, cât și lucrări noi. Acum este momentul să o faceți, pentru că este o ediție frumoasă, ediția Tokyo. Eu vă invit ca organizator și, bineînțeles, nu ne oprim aici, urmează ediția 20, ediția din Polonia, o ediție jubiliară, în care din nou o să avem arena și online. Pentru astăzi a fost tot. Ne revedem cu voi în câteva zile, iar prima noastră destinație este Istanbul, iar după Istanbul vom merge în Mongolia. Deja acolo suntem așteptați de echipa de fete care vom face unghiuțe și, bineînțeles, o să mai revin cu alte videouri. Fiți cu ochii pe noi. Eu vă aștept să văd ce lucrări veți înregistra. Avem o echipă de judecători nouă care din nou așteaptă lucrările voastre. Înregistrați-vă și încercați să demonstrați tuturor talentul vostru în domeniul de frumusețe, în domeniul de beauty, pentru că este o industrie atât de frumoasă și găsim foarte mulți oameni talentați care nu știu să-și etaleze adevărata valoare. Însă aceste campionate vă scot din acest anonimat și puteți să demonstrați tuturor că într-adevăr sunteți un meșter renumit în țara voastră și, de ce nu, aveți posibilitatea să câștigați trofee frumoase, medalii frumoase, diplome și cadouri de la sponsori. În ediția aceasta o să avem mini cadouri pentru cei din arenă, pentru că cei din arenă Tokyo avem doi sponsori, Platinum sponsor Urawa Company, iar al doilea sponsor, Basic sponsor, Jewelry sponsor. Vă mulțumesc și ne revedem cu voi în câteva zile. Fiți cu ochii pe noi! O zi frumoasă vă urez!